Cartierul Tinerilor este în plin proces de modernizare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, s-a ținut de cuvânt și, drept dovadă, a început asfaltarea ultimelor două străzi din această zonă. Este vorba despre străzile Balcan și prelungirea Carpați. L-ați predat amplasamentul străzile, deci astăzi, da. Pe Balcan și pe prelungirea Carpați. Astăzi, da? Da. Cu tot. Aici știu că avem gaz, avem canalizare, dacă mai sunt. Chiar de dimineață a venit cineva la mine, mai sunt proprietăți care nu au curent sau nu au gaze sau nu au canalizare. O să vă rog ca și constructor să așteptați să îi ajutăm să bage toate utilitățile astea ca să nu mai revenim după aceea în momentul în care am asfaltat. Cartierul Tinerilor este o zonă modernă datorită investițiilor importante din ultimii ani. Lucrările de reabilitare și modernizare continuă de această dată pe strada Balcani și prelungirea Carpați, unde infrastructura rutieră era grav afectată. Avem două străzi în zona în care ne aflăm, prelungirea Carpați și strada Balcani. Sunt două străzi pe care ce le asfaltăm pe fonduri europene. Fac parte dintr-un proiect mai mare, cel de 38 de milioane de lei, în care avem cuprins și Vârciorova, Bulevardul Vârciorova, Banovița, străzi din Schela, străzi din cartierul Apolodor. Este o investiție necesară pentru zona în care ne aflăm. A venit și rândul acestor străzi. De dimineață s-a predat amplasamentul. De fapt, echipa care a predat amplasamentul este încă la fața locului. Avem aici furnizorii de utilități, avem CEZU, avem SECOMU. Așteptăm și reprezentantul Mehedinți Gaz. Vrem ca toate terenurile, toate spațiile care nu au toate utilitățile să facă demersurile necesare și într-o perioadă, să zic eu, relativ scurtă, fiecare dintre aceste locuințe să aibă toate utilitățile. Pentru că va fi imposibil să mai spargem asfaltul după ce am asfaltat, să mai vină cineva să spună că nu are gaz sau că nu are canalizare. Mai sunt încă terenuri în care nu s-a construit și automat nu au nici utilitățile necesare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a schimbat complet fața acestei zone, îmbunătățind nivelul de trai al cetățenilor. După cum se vede, gropi, chestii, păcat de mașinile ăștia bengoase care au apărut acum. Pentru noi ne mai desurcăm, eu vin o dată la o lună, tai via, tragi la fie, ne-au pensie. Era cazul să fie asfaltată? Da, 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 ar trebui. E multă circulație și ar fi bun asfalt. S-a acum, și dezvoltat cartierul. Acum depinde și de bugetul primăriei. Uh-huh. Hai să fim serioși, noi vrem multe. E apă, e canal. Este foarte bine, chiar aveam nevoie de asfaltul acesta, pentru că stăm aici din 61 și tot în Namol am stat, știți? Și aveam nevoie, chiar foarte mare nevoie și necesitate, ca strada să fie asfaltată. După finalizarea asfaltării celor două străzi, prelungirea Carpați și Balcani, cartierul Tinerilor va deveni o zonă cu adevărat modernă la standarde europene.